Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod din Revelations. Oameni buni, se pare că minerul nu funcționează offline. Din păcate, adică chiar m-aș fi bucurat dacă minerul ar fi funcționat offline, pentru că aș fi putut să ies de pe server, pentru că ăsta este un server hostat, este ținut 24 din 24 și nu este oprit niciodată, și aș fi putut să fie offline și el să-mi mineze în continuu. Uite acolo niște blocuri de redstone, știm că blocurile de redstone se găsesc lângă niște stupi de albine de redstone doar în dimensiunea de minat. Așa că, oameni buni, înainte să începem acest episod minunat, aș aprecia dacă ați apăsat pe butonul de like, dacă doriți cât mai multe episoade din Minecraft modat. Așa că, fiți atenți. V-am întrebat data trecută ce sursă de energie să alegem. Și foarte multe persoane mi-au spus Magmatic Generator, foarte multe chestii din Extra Utilities. Da, sursele de energie pe care mi le-ați spus sunt super bune, dar vreau să încercăm și ceva diferit acum. Astăzi vreau să încercăm următoarea chestie, vreau să încerc Solar Panel din Ender IO. Niciodată n-am încercat acest tip de Solar Panel, nici nu știu câte energie produce chestia asta. Max output, așa, 10 per tic. Ăsta nici nu știu cât face per tic. Oh, 30 per tic. Deci eu dacă fac cel puțin vreo 10 din astea, aș putea să fiu mult, mult mai eficient decât cu un Sterling Generator. Dar aici intervine chestia asta. Noi dacă o să avem Simple Generatorul pe timp de zi, o să ne facă mai multă energie, iar după aia putem să-l folosim pe timp de noapte, când solar cellurile nu mai au de unde să producă energie. Așa că hai să mergem înapoi acasă super rapid și să fotovoltaic composit, care se face cu silicon, cu pulverized gold și lapis. Sper că am lapis aici. Sper că am, ok. 3 stack-uri de lapis, 27 de blocuri. Nice, coal super mult. Nice. Luăm și ăsta. Oh, deep hive. Uite, oh, v-am zis eu că lângă un hive din ăsta se găsesc blocurile de redstone. Bun, altceva nu ne trebuie. Văd că avem și extreme reactors pentru că avem yellowium. Așa că hai să trecem la treabă și să facem fotovoltaic cellurile alea. Cred că băieții să dau ceva petreceri la mine acasă și mie nu prea-mi place. Nu prea-mi place deloc. Deci, haideți să vedem. Uite, facem așa. Ne trebuie pulverized gold. Bă, dar sunt prea mulți. Bă, sunt foarte mulți. Cred că toți trebuia să se omoare pe toți. Ok, let's go. N-a fost cea mai bună decizie. Muriți, băi. Aveți totați în templul meu. Urâților. Mai băgăm repede un cubar agem din ăsta să ne dea strength. Și acum îi batem pe toți. Let's go, nice. Bă, dar chiar au fost super mulți pigmeni aici. Și cred că o să baricadez asta și să nu mai iasă niciun pigmen. Sau chiar pot să sparg obsidianul și să nu mai iasă niciun pigmen. Și ne ocupăm acum de fotovoltaic celuri. Bun, avem toate chestiile gata, avem mai mult silicon, ceea ce mă bucură chestia asta. Și acum hai să facem fotovoltaic plate-urile. Deci o să facem așa. Nu știu dacă vreau să fac 64, dar o să-mi trebuiască una. Asta e pentru un singur fotovoltaic. Da, asta e pentru un singur fotovoltaic. Și trebuie, la fiecare ne trebuie simple. Oh, deci nu le pot, oh, ba da, pot să le refolosesc, să le reciclez, să spunem așa. Deci avem pentru 3 fotovoltaic, 4, 5. Așa. Oh, de ce am aici 1, 2, 3, așa. O să am nevoie de foarte mult electrical steel, deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect, let's go. Acum le punem pe toate, le punem așa foarte frumos. Le luăm poc câte, câteva, le punem aici și așteptăm să se prăjească. Sper să nu-mi dea nimic altceva, că dacă o să-mi dea, o să mă supăr. Chiar o să mă supăr.
Și o să am nevoie și de electrical steel, care se face super ușor, că uite, vedem, ne-a mai rămas și niște silicon, de asta am făcut în plus, și niște pulverized coal și iron avem din plin, și chestia de Grains of Infinity se fac super ușor, asta iarăși la fel, și ne întoarcem când avem totul gata ca să creăm cele 10 solar panele. Da, funcționează, băi băieți, ia uitați-vă, ne dă exact ce ne trebuie, photovoltaic play. E perfect, acum trebuie doar să așteptăm să ne facă toate plate-urile din tot compozitul pe care îl avem și după aia ne punem să-i dăm bătaie. Bun, totul bine și frumos, am făcut aici totul s-a craftat. Din păcate am făcut un calcul greșit, eu o să pot să fac doar 4 solar celluri, ceea ce meh, e ok, dar hai puțin să ne punem aici să le craftăm pe toate. Poc, le ducem așa, 1, 2, 3, 4, exact cum spuneam, eu credeam că o să pot să fac 10 pentru că eu credeam că din una din astea îmi dă 3, dar din 3 din astea îmi dă una singură. Și eu făcusem prima oară, calculasem 10 și a trebuit să mai fac încă 2. Bun, acum întrebarea mea este: cum o să scot eu energia din chestiile astea? Ia stai puțin să punem noi asta aici înăuntru. Partea tot foarte tare în chestiile astea, că uite că în display stand-uri rămâne energie, ceea ce e super, super bine. Și hai să mergem în dimensiunea de minat și să punem simple photovoltaic cellurile astea pe jos, să vedem cum o să funcționeze și dacă reușim să scoatem energia din ele cu ajutorul mașinăriilor din Actually Editions, adică mai pe scurt. Eu sper că astea să se unească și să creeze un multi-block structure, exact ce spuneam, care formează exact așa. Și noi dacă punem o așa, ok, o să trească să mergem foarte ușor. Dacă o să pic, o să mor. Și nu-i prea bine. Bun. Și acum îl linkuim. E totul perfect? Opa, ăla s-a oprit. Nu mai are căul. Și nici eu nu am căul, îmi pare rău. Oare are ăsta căul aici? Dacă are căul, e perfect. Nu, n-am căul. Hai că iau de aici câteva bucățele așa rapid. Îl punem și vedem cam cum se mișcă toată treaba asta la putere maximă. Adică și cu photovoltaic cellurile alea și cu și cu generatorul. Dar totuși, pe lângă photovoltaic cellurile astea, ca să fiu sincer, oh, stai că eu am căul aici. Am uitat. Așa, pe lângă photovoltaic cellurile astea, eu chiar aș face și un generator puțin mai bunicel. Un generator puțin mai bun. Da, tot n-am energie încât să-mi ducă în continuu, să-mi folosesc, ia uite, cât 700 de RF per tic. Deci eu trebuie să fac 700 de RF per tic și chiar vreau să intru acum în generatoare și să mă uit la astea pe care aș putea să-l folosesc. Și cred că magmatic generator ar fi cam singurul pe care eu aș putea să-l folosesc. Da. Sau uite, generatorul ăsta din draconic care nu știu ce face. Hai că mă hotărăsc eu așa rapid ce energie să folosim și ne întoarcem. Am o idee super, super bună. O să facem o energie și un tip de energie care pur și simplu nu o să ne mănânce nimic. O să ne mănânce doar puține resurse la început și noi încercăm să facem energii naturale, energii regenerabile care pur și simplu nu necesită, de exemplu, uite, resurse, cum este căul, cum este, un combustibil ca să întrețină arderea. Nu vrem să facem chestia asta, vrem să avem o energie nelimitată, fără resurse. Și chestia asta o putem face cu ajutorul Immersive Engineering. Deci eu uitasem de Immersive Engineering și mi-am adus aminte acum că noi putem să facem foarte multe chestii. Putem să facem windmill, putem să facem water wheel, putem să facem multe, multe chestii. Și cred că acum ne vom pune să intrăm în modul Immersive Engineering și o să-mi fac un coke brick. De fapt am nevoie de 27 mai pe scurt de coke brick-uri ca să facem toată treaba noastră și să-i dăm bătaie. Nu vreau să mai pălăvrăgim și să intrăm direct în treabă. Bun, am făcut încăperea pentru Immersive Engineering. Bine, de fapt
doar și doar pentru pentru cuptor. N-am mai, nu v-am mai arătat cum se face Coke Brick-ul, pentru că deja ați văzut cum se face. Se face cu clay, brick și sandstone și atât. Și inginieră Hammer, știți cum se face și am venit aici. Am făcut o încăpere exact aceeași dimensiune ca și asta de aici. Și aici o să punem cuptorul foarte, foarte frumușel. Îl punem așa. Hopa. Găsim aici o bucățică și poc, avem Coke Oven. Mergem repede, luăm niște niște căul, pentru că avem nevoie de căul. Uite, opa, uite că mai sunt 8 bucățele rătăcite cu un stack. Perfect. Și mai au așa și mergem pe toate și le punem în Coke Oven. Iar asta, după ce se va prăji, ne va da în mare parte slag, o chestie numită slag, cu care noi vom face steel. Exact. Și noi așteptăm aici ca se termine toată chestia, vedem că se face foarte greu, cam 13-14%, ia uite-te, se face extrem de greu. Și noi după aceea putem să spargem în partea asta și să scoatem tot creozotul care ne va care ne va veni exact, exact aici. Deci, haideți să ne întoarcem când o să avem primul bachet de creozot. Perfect! Și avem exact 2 bucățele de creozot oil. De fapt, 2 bucketuri de creozot putem să facem. Și da, trecută, da, știu, am greșit. Spusesem slag în loc de căul coke. Da, ăsta este căul coke și slagul ne dă în, acolo unde facem steel. Dar lăsăm chestia asta. Hai să luăm de aici niște... niște lemnișoare. Înconjurăm de 2 ori. Poc, așa, punem, avem treated wood și acum avem nevoie de niște, ia stai puțin. Poc, poc, poc. Deci avem nevoie de 4 ori 4, perfect. 1 2 3 4, 4 ori 4, perfect. Și punem, facem exact 2 bucățele. 2 bucățele și mie îmi trebuie în total 4 ori 3. Deci, da, băieți, să-i dăm bătaie să mai facem chestiuțe din astea șmecheroase. Deci o să am nevoie de 12 waterwheel-uri, segmenturi din astea. Deci o să mai trească să mai aștept puțin. Puțin tel mai mult. Dar nu contează, așteptăm. Ok, am făcut cele 3 bucățele din astea, de fapt bine, cele 12 bucăți de water wheel segment, dar acum ne lipsește o chestie. Noi ca să facem water wheel, nu ne lipsește steel, exact chestia de care noi voiam să fugim. Și nu cred că putem să facem o altă chestie, de fapt cu o altă, cu o altă compoziție, decât prin, ia să vedem. Steel, pulverized iron cu, what? Induction smelter? Nu. Tot e mai ok să facem noi cu blast furnace. Da, dar pentru blast furnace ne trebuie următoarea chestie. Ne trebuie blaze powder. Bine, și nether brick. Deci trebuie să reaprind portalul și mergem să ne distrăm puțin prin nether. Sper ca să găsim destul de repede un nether fortress, că dacă nu, o să fie nașpa toată treaba asta. Ia ce voi băieți, cine știe ce e chestia asta de aici de lângă mine? Ia uite-te. Ei bine, vă spun eu, ăla este un nether fortress, dacă nu știați. Și noi tocmai am ajuns la el și urmează să-l explorăm. Deci, să-i dăm bătaie și sper să nu murim pe aici, pentru că nu vreau să murim. Deci, let's go să luăm niște blaze și să ne întoarcem acasă. O singură chestie sper atât de mult să găsesc pe aici, să găsesc chesturi care să aibă foarte, foarte mult loot bun. Chiar sper chestia asta. Uite, avem și netherwart, avem tot ce ne trebuie. Vreau doar chesturi din alea super bune. Deci hai să... Oh, uite, perfect. Primul chest care are dark boots. Perfect. Flint and steel. Ia să vedem ăsta ce are. Capacitor din ăsta bun. Infinity knives. Wither rib, cupru, o să ne trebuiască și cupru. Și left it on a creature to apply effect. Ok. Ferrous Jupiter sapling din extra utilities. What? N-am văzut niciodată așa ceva.
Niciodată n-am văzut așa ceva. Ok, poate mai găsim ceva pe aici, dar în mare parte aveți după blazuri. Dar prima oară vreau să găsesc toate cestulețele care se ascund ele de mine. Noroc cu spawnerul ăsta, că dacă n-aveam spawnerul era puțin cam rip. Hopa, 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 ușor. Să punem carnea înapoi aici. Luăm așa un cucură de carne. Și... hai să vedem ce zic ăștia. Dă-mi-le cu blaze. Dă-mi blaze, o să mă duc acasă. Trei, am trei blaze-uri până acum. Perfect. Să dăm acasă cu toate chestiile astea. Ia uite-te aici, hopa, am luat o bucățică în plus. Vreau să o arunc, că de ce nu? Bun, punem astea la prăjit, o împărțim în jumate, punem și aici, perfect. Acum trebuie doar să așteptăm să se facă chestiile astea, să ne dea nether brick. Avem tot ce ne trebuie, avem blaze powder, avem bricuri, avem tot. Și îi dăm mare bătăiță. Perfecto, deci 27 de bucățele. Let's go. Ne mai rămâne exact una. Acum trebuie să iau ciocanul pentru că l-am uitat în măsuța asta aici când îl reparam. Bun. Săpăm în parte exact în partea opusă. 1, 2, 3. Uite încă câtva căul pentru Coke Oven. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfect. Îi dăm bătaie, l-am pus aici, poc, l-am și făcut. Blast, luăm toate chestiile astea, ne-am mai făcut niște creozot. Superb, îl punem acolo și cu ăsta facem unde este ironul, exact aici. Îl punem. Chestiile astea sunt niște chestii care chiar durează și chestiile astea chiar durează, adică pe bune. Chestiile din Immersive Engineering sunt cam super mari. Dar până se face chestia, hai să ne ocupăm puțin din Immersive. Nu mai știu exact cum se numea, cred că se numea Dynamo. Uite, exact de chestia asta. Deci trebuie să facem de LV așa, super easy peasy. Și, mamă, dacă m-am zis așa, m-am mimit puțin pe bine, așa, bun. Deci avem nevoie de copper coil. Asta e singura chestie. Deci ne trebuie LV wire. Asta e. Deci 4, 8 bucățele copper wire care se face cu cupru și cu și cu un ciocan. Deci stai să iau repede de aici niște bețe. Să facem repede ciocanul ăla care... ok. Așa. Bun. Batem tot ăsta, toate cupru plate-urile alea. Păi noroc că le-am găsit în noroc că le-am găsit. Oh, cu shears merge să-l tai. Dar înseamnă că shears am undeva pe aici. Shears, n-am shears, ok. Nu știu unde e tot shears-ul ăla. Dar îl tăiem normal. Bă, eu știam că e o chestie din asta care pur și simplu poți să... adică e un item special, nu cu foarfecele din Minecraft normal. Dar e ok, nu mă deranjează atâta timp cât... na, merge și funcționează. 8 bucățele, perfect. Cu un băț. Opa, nu asta trebuia să-l facem. Trebuia să facem Dynamo. Care se face cu... oh, uite așa, perfect. Înăuntru ne lipsește bucățica de redstone, pe care o luăm chiar de aici, două bucățele. Avem Dynamo, easy peasy. Acum o să ne trebuiască niște fire, un relay. Unde este? Astea, un wire connector și un wire relay. Iar pentru astea avem nevoie de terracotta, deci de clay. Ia să văd dacă mai am ceva clay, pentru că cred că am prăjit tot... nu, n-am prăjit tot. Așa, 5 bucățele. Mai am pe aici ceva clay? Eu unul nu-l văd. Eu nu văd clay-ul, dar îl punem la prăjit pe tot. Facem, o să ne dea 8 relay-uri și mai am nevoie, cred că exact de 2, 6. De o singură bucățică de... bă, pe bune? Pe bune? Chiar nu mai am clay deloc? Ah, ba, uite am. Hopa. Hai să punem și aici un 2, 3, 4. Așteptăm să se facă. Ne punem repede să facem după aceea un LV. De fapt, 4 din astea și chestiuțele astea. Iar după, cred că o să pot să le transfer direct în... oh, tot cu cupru trebuie. Băi, dar le încolo cât cupru au nevoie de asta. Uite, mai am și aici ceva bronz. Tot cupru știu că l-am aici în chestia asta. Două bucățele de cupru. Le luăm.
Le facem așa, le punem aici. Și acum o să mai trebuiască 3 bucăți de cupru. Facem așa, poc. Rămân în 3 bucăți. Oh, și am multe chestii nefolositoare la mine în inventar. Da. De care trebuie să scap. Ia să fac eu repede swap-ul între papucii ăștia. De mers mai rapid, nu merg. O să iau slime sling înapoi. Terracotta. Și punem un 2, un 2. Și un 2, 3. LV wire, perfect. Easy pizileanu. Hai să vedem cum mă duce Blessed furnace-ul nostru. 4 bucățele de steel, exact la fix, pentru a crafta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perfect, 3 bucățele. Water wheel-uri, easy peasy, nice and squeezy. Și hai să luăm 2 bucățele de apă. Trebuie să iau 2 bucăți de apă pentru că avem astea. De astea nu o să am nevoie, vă spun eu sincer. Dar înainte să mergem, în lumea de minat, aș vrea să iau repede, așa, uite, foarte, foarte repede niște bone, să merg repede sus, să văd cam ce mai zice, ce mai zic vacile alea ale mele, prietenele mele vacile. Ok, cred că sunt foarte multe, da, știam eu că sunt foarte multe. Nu știu le mai înmulțește ăsta. Nu știu, cred că le mai înmulțește, ok. Și vreau, uite, de asta am ieșit în mare parte, pentru că vreau să pun ăsta pe jos, să văd, bă, cum arată chestia asta, bă. Cum arată copacul ăsta pus, uite, Ferous, nu mai știu ce. Ferous Juniper. Și ce se face din ăsta? Ferous. Cum e? A, F-R-R. Asta e bun la ceva? U? Mă gândeam că poate chestia asta, nu știu, după nume, după numele Ferous, mă gândeam că poate e ceva bun la, nu știu, la, poate reuși să-l face ceva fier din el, da, poate e doar în capul meu, e ok, am uitat să iau apă și hai că ne întoarcem când ajungem în lumea de minat. Ia uite ce avem aici, avem water wheel-ul, avem moara deja setată, e totul pregătit perfect, am pus kinetic dynamo-ul, am pus bobina kinetică, exact aici atașată de de chestiuța asta. Stați să vedem așa că putem totuși să mai scobim așa puțin că nu pică apa. E totul perfect. Și să vedem așa puțin ce se petrece aici mai exact înăuntru. Cred că aveam să rup mult prea tare tot episodul, dar e ok. Deci putem vedea în mare parte tot ce se întâmplă în chestiuța asta micuță și fiți atenți. Am făcut un basic capacitor din Ender Eye ca să stocăm toată energia pe care noi o scoatem din Immersive Engineering. Iar apoi o să o transferăm cu niște cu niște energy laser-uri. Cred că am uitat să vă spun că am mai făcut încă 5 fotovoltaice, dar nu contează că asta nu ne prea produce așa multă energie decât 90 de RF per tick. Și o să ne ducem cumva, uite, o să ne aducem capacitorul aici în față. Uite, ceva de genul ăsta. Poc, uite, punem asta aici. Acum, o să trebuiască să îmi fac... Nici nu știu de ce am făcut relay-urile astea. O să am nevoie doar de conectoare. De fapt, cred că o să facă tot tricul chestiuța asta. Uite, luăm de aici unul, punem aici și ăsta ar trebui să... Oh, vedeți? Ia, uite. Asta că scăpăm de ăsta. Și noi acum, dacă scăpăm de ăsta... Poc, easy peasy, RF per tick. Cât avem? 61 de RF per tick? Ok. Ok, perfect. Perfect, perfect, perfect. Asta o să fie, gen, cred că cea mai șmecheră chestie, pentru că, pe scurt, noi nu o să mai folosim nici cea mai mică energie consumabilă și pur și simplu putem upgrada chestia asta ca să meargă la maxim. Și cred că o să mai pot, cred că mai pot să pun undeva aici, asta e puțin, că e un trick micuț ca să mărești toată energia și să mărești puțin viteza roții ăsteia. Și cred că o faci ceva de genul ăsta. Au, nu, acum. Opa.
sperăm să fie bine, sperăm să fie ok. Da, îl punem ăsta și trebuie să-l linkuim cu chestia aia de acolo. Deci, hai să mergem așa. Uite, aici așa în jos. Ne ducem puțin. Hopa, nici nu știu dacă le-am binduit. Bun, facem așa. Click dreapta. Laser stored. Perfect. 2, 3, 4. Poc, poc, poc. Așa, o linkuim și deja cred că începe să... Da! Ok. Ok, ok, ok. O să mănânce foarte mult. Uite, vedem. Deja a început să mi-l mănânce pe tot. Și... Oh, deja ajunge la obsidian. Dar e mult mai bun decât înainte. Ceea ce e super bine. E mai mult ca ok. Uitați-vă cât de repede merge acum. Eu sunt curios ce se întâmplă când ajunge la obsidian. Când ajunge efectiv full, full, full la obsidian. Ce se întâmplă după? Se oprește? Se întâmplă ceva? Dar înainte de asta, hai să mergem repede să testăm. Să vedem, de fapt să verificăm ce ne-a picat aici în toată, în tot timpul ăsta. Deci ne-a picat foarte mult clay, sertus, quartz, lapis mult, redstone, căul pe care l-am luat. Flint, nether quartz puțin, cupru foarte mult, iron extrem de mult, gold ok, silver meh, ne-au picat redstone iarăși, deep hive, ăsta din magic bees, din toate chestiile astea și noi tot timpul aruncam andesit și granit și păstram doar dioritul pentru că eu să am o mică idee cu dioritul. Dar voi oameni buni, astăzi am decis să facem episodul ăsta doar și doar pentru energie, ca să ne depunem așa efortul și toate ideile noastre pe care le-am acumulat până acum, în mare parte pentru energie. Și da, nu vreau ca seria asta să o avansăm super, super mult, pentru că, după cum vedeți, o iau așa puțin mai ușor. Încerc să verific moduri noi, încerc să facem chestiuțe noi, să facem chestii super interesante și uite, văd că s-a oprit și e totul super ok. Așa că, oameni buni, am făcut energia pe care ne-am propus-o, am făcut waterwheel-ul, totul este perfect, e mai mult ca perfect în momentul ăsta, pentru că noi dacă mutăm chestia asta, o să trebuiască să mutăm și waterwheel-ul și tot. Așa că, oameni buni, eu am fost Sami, vă mulțumesc foarte mult că ați urmat acest episod, doar că l-ați urmărit, ne vedem data viitoare și, din păcate, cred că am rămas singur pe serie. Cam ca de fiecare dată. Georgica nu cred că mai filmează și seria asta cred că trebuie să o duc la sfârșit de unul singur. Așa că, oameni buni, eu sunt Sami, ne vedem data viitoare și v-am pupat! Pupat!